Slăvit să fie Domnul! Glorie Domnului! Sărbătoarea aceasta aduce atâta bucurie sufletelor noastre și uh, nimic nu se poate asemăna cu ea. Aseară i-am urmărit pe nepoței cum au deschis cadourile. Uh, nimic nu se poate compara cu bucuria aceea. Se vezi cum se transformă pur și simplu de bucurie atunci când primesc semnul dragoste și prețuirii părinților și a bunicilor mai ales, nu-i așa? În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră la încheierea acestui serviciu un subiect pe care îl inspiră textul acesta din Matei, capitolul 2, magii care îl caută pe Domnul Isus. Înțelepții întotdeauna îl caută pe Hristos, îl caută pe Domnul. Și câteva lucruri vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Noi ca rasă umană suntem în căutare tot timpul, căutăm ceva, nu-i așa? Căutăm o slujbă mai bună, mai bine plătită, un stil de viață mai bun, de -aia am venit în America, așa e? Am Părăsi România, unii ne-am riscat viața și am venit până aici. Vrem o casă mai bună, mai mare, o mașină mai bună, nu-i așa? Am vrea să avem relații mai bune, o familie mai bună, o educație mai bună, de Crăciun căutăm cele mai bune cadouri, nu așa? La cele mai bune prețuri. La biserică ne căutăm mântuirea sufletului, eventual pace, liniște. Dumnezeu ne a creat pe fiecare dintre noi cu asemenea capacitate de a căuta. Suntem niște căutători. Din primele zile ale vieții până în ultimile zile, căutăm ceva și nu știu de ce parcă nu găsim. Cineva a spus că noi suntem în căutarea unui loc în care să ne simțim într-adevăr acasă. Și nu știu cum se face. Ori de câte ori ajungem undeva, nu mai e bine locul așa. -i? Am întâlnit odată un român care mi-a spus, frate, eu am găsit unde este bine în America. Unde? Deci acolo unde nu sunt eu, cum ajung acolo, nu-i mai bine în locul ăla. Căutăm tot timpul un loc în care să ne simțim împliniți, nu-i așa? Căutăm apoi o relație care să ne împlinească pe deplin, să ne satisfacă pe deplin. Căutăm practic ceea ce am pierdut. Căutăm paradisul de unde ne-a lungat primul păcat. Am vrea să ne întoarcem în locul acela, în atmosfera aceea, în relația aceea cu Dumnezeu. Cred că acești magi din răsărit erau asemenea nouă, niște oameni care căutau și ei ceva. Și pentru că meseria lor îi instruise să caute în stele răspunsul la întrebările lor. Într-o zi, au văzut o stea specială pe cer. Și pentru că știau să citească stelele, știau să citească mesajul lor, au plecat în căutarea celuia despre care vorbea steaua. Îmi place întotdeauna să subliniez acest adevăr. Dumnezeu întotdeauna ne vorbește pe limba noastră a fiecăruia, nu-i așa? Ce s-ar fi întâmplat dacă ciobanii care aveau grijă de turmele lor în noaptea aceea ar fi văzut o stea specială pe cer? s-ar fi mirat, nevoie mare, nu-i așa? Spun, băi Ioane, așa ceva n-am mai văzut, nu? Și atât, n-ar fi înțeles nimic ce spune steaua aceea. S-ar putea ca și magii, dacă ar fi întâlnit un înger, să spună, băi, nu, nu este ceva în regulă cu noi, nu? Avem ceva halucinații, uh, nu? Să găsească o explicație științifică. Dumnezeu vorbește pe limba fiecare dintre noi. Și să, să știți că ne-o cunoaște, totul este să fim suficient de înțelepți să auzim ce spune Domnul și să plecăm în căutarea pruncului despre care vorbește steaua lui Dumnezeu. Oamenii aceștia sunt oameni înțelepți. Primul lucru care vreau să-l menționez este că oamenii înțelepți caută adevărul. Oamenii înțelepți caută adevărul. Va veni o zi în viața fiecare dintre dumneavoastră, probabil că acum sunteți încă tineri unii dintre dumneavoastră și încă nu mă credeți. Dar va veni o zi în care veți constata că lucrurile după care ați alergat nu merită alergătura. Titlurile pe care le-ați dorit nu merită efortul. Și că există ceva mai mult decât obiectele cu care vă înconjurați. Vă va convinge viața că mulțimea lor nu, va, nu vă fac fericiți absolut deloc. Aveți nevoie de altceva. Aveți nevoie să cunoașteți adevărul. Oamenii înțelepți caută adevărul. Magii aceștia erau asemenea oameni înțelepți și așa cum spune profetul Amos în capitolul 5, versetul 4, căci așa vorbește Domnul către Casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi căutați-mă și veți trăi. Acești oameni au înțeles că trebuie să meargă, să caute, ca să trăiască. Nu puteau trăi fără adevăr. S-au dus să-L caute pe Hristos, să-L caute pe împăratul împăraților. Adevărul trebuie căutat. Și îmi place să cred că și în seara aceasta ați venit aici din această sfântă dorință de a căuta adevărul. Sunteți aici pentru că sunteți oameni înțelepți. Oamenii înțelepți caută adevărul. Când vrei să cauți adevărul, adevărul trebuie căutat în câteva moduri. În primul rând, trebuie să cauți adevărul biblic. Este interesant că oamenii aceștia care au citit în Stea au înțeles că este vorba despre Împăratul Împăraților, despre un Împărat care va conduce lumea aceasta. Au înțeles că este un mesaj de la Dumnezeu din ceruri. Și au venit să-l caute. S-au dus la casa lui Irod și au întrebat, aici s-a născut împăratul. Și Irod a zis, nu, pentru că, Irod spune, politica, politicul nu poate oferi adevărul niciodată. Nu căutați adevărul în aparatul politic, nu o să-l găsiți nic nicăieri. De fapt, unul dintre oamenii mari noștri spunea că minciuna stă cu regele la masă și nu adevărul stă cu regele la masă. Politica nu este decât arta minciunii, arta înșelării adversarului. Politic, bineînțeles. S-au dus la casa lui Rod să ne mai confirme încă o dată că adevărul nu are nimic de a face cu casa lui Rod. Adevărul nu are nimic de a face cu aparatul politic. Că nu-l vom găsi acolo niciodată. Apoi Irod i-a întrebat pe preoți, a chemat religia, este interesant, religia știe despre, dar nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Unde? Știau unde? Știau că în Betlehemul din Iudeea este una dintre cele mai teribile tragedii să știi despre adevăr, dar să nu cunoști adevărul. Adevărul este o persoană, nu este un concept, nu este un postulat, nu este rezultatul unei formule, rezolvarea unei ecuații. Nu, adevărul este o persoană. Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să se întrupeze și să trăiască între noi, asemenea nouă, să ne înțeleagă, să ne iubească și să ne mântuiască. Au întrebat religia care știe. Interesant. Unde? A întrebat Irod. Și au venit preoții și au spus, clar, ei știau exact, în Betlemul din Iudeea. Nu vi se pare una dintre marele tragedii ale zilelor noastre, oameni care știu despre Dumnezeu și nu-l cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal? Religia nu poate oferi uh, adevărul. Ea știe despre el, dar nu-l cunoaște într-un mod personal. Religia e instituționalizată, mari preoți știau despre Dumnezeu, dar nu-l cunoșteau pe Hristos. De aceea nici Dumnezeu nu li s-a revelat lor. Nu, se, nu, vi se pare Dumnezeu eh, interesant? Dumnezeu se descopere unor străini, nu? Unor înțelepți din străinătate și înțelepții din Israel n-au parte de această revelație. Ei știu unde, dar nu se duc să se închine și nu se duc să-L recunoască. Adevărul trebuie căutat biblic, dacă vrei să cauți adevărul în această lume, nu-l căuta în politic, nu-l căuta în religie, nu-l căuta în nicăieri în altă parte, nici măcar în știință. Lumea noastră este un cimitir de postulate și de descoperiri științifice care au murit. Este un cimitir întreg de teorii pe care le-am îngropat pentru că nu sunt mai bune, am descoperit una nouă care le anulează pe alelalte dinainte adevărul trebuie căutat în Biblie. Va veni o vreme când te vei sătura de toate cărțile pe care le-ai frunzălit, de toate lucrurile de care te-ai înconjurat și de toate relațiile în care ai intrat și vei pune mâna pe cartea lui Dumnezeu, pentru că în singura carte în care vei găsi adevărul este Biblia, cartea lui Dumnezeu. Pune mâna pe ea, deschide-o, citește-o, hrănește-te cu ea. Lasă să-ți vorbească Dumnezeu din această carte sfântă. Iroda a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe în norodului, a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul, în Betlemul din Iudeea, au răspuns ei, că iată ce scrie prin prorocul. Dacă vrei să cunoști adevărul, du-te să vezi ce scrie prorocul cărții. Du-te să vezi la revelațiile pe care Dumnezeu ne le-a lăsat scrise în Scriptură. Du-te la ele. Vei găsi adevărul în Biblie. Oamenii înțelepți caută adevărul pasionat, pasionat. Dintr-o dată, în viața acestor oameni de știință, n-a mai fost nimic important decât ceea ce spunea această stea. Au renunțat la carierele lor, la relațiile lor, la averile lor, la tot ce au avut, au avut ei și și-au investit toată inima și pasiunea să afle adevărul acesta. Caută adevărul pasionat, pune inimă în el, caută-l, du-te, cheltuiește, sacrifică, găsește adevărul, bate și ți se va deschide, caută și vei găsi, cere și o să primești. Dumnezeu are nevoie de o inimă pasionată care îl caută. Știți că Dumnezeu urăște jumătatea de inimă cu care cei mai mulți dintre noi creștinii slujim Lui Dumnezeu în zilele acestea. Îi slujim cu jumătate de portofel, cu ora de rugăciune de 20 de minute, cu zecioala de 3%, nu? Îl slujim pe Dumnezeu cu jumătăți de inimă. Dumnezeu vrea pasiune. Caută adevărul pasionat, dedică-te, Caută apoi adevărul deliberat. De unul singur, du-te tu de unul singur. Nu aștepta să te împingă alții. Este îngrozitor, nu să ai niște copii pe care să îi împingi tot timpul. Mă, hai, veniți la biserică, mă, hai, scoală-te, vină, du-te. E, 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 îngrozitor că este asta, nu? Da, să ai un bărbat din ăsta pe care nu poți să-l scoți din pijama să-l duci la biserică, nu? Nu mergem la lucru. Întârzie tot timpul. Caută de unul singur, din propria ta inițiativă, nu împins de circumstanțe. Trebuie să te lovească biciul lui Dumnezeu, să începi să te rogi. Unii începem să ne rugăm numai după ce ne cercetează bolile, nu așa? Numai după ce ne vin bilurile, numai după ce vine un accident, atunci îl căutăm pe Dumnezeu ne forțează nenorocirile, dezastru ne împinge pe genunchi și nu disciplina noastră, nu propria noastră inițiativă. Caută-L pe Dumnezeu din propria ta inițiativă. Nu aștepta un ordin de undeva de sus, nu? Așa mă supără foarte mulți români acum cu schimbarea asta de președinte în România. <laughs> toți spun, toți așteaptă acum să vadă ce o să le dea Iohannis, ok? <laughs> Bietul Ioanis, nu știu dacă e așa de bogat să poată da la fiecare ce vrea, nu? Ce ar fi să te duci la lucru, nu? Și să nu aștepți mila cuiva, nu? Trebuie să vină un bunic ceresc să te copleșească cu binecuvântări într-o zi, nu-i așa? Aștepți tot timpul un tramvai numit Speranță. Să vină plin de pachete, întorci o curbă și ai dat peste câteva milioane. pune umărul, n aștepta să apară niște îngeri, așa, să facă religie cu tine. Nu? caută pe Dumnezeu din propria ta inițiativă. Scoală-te dimineața și spune, astăzi o să încep cu Dumnezeu, astăzi am să încep să mă rog. Chiar mă gândeam să declarăm anul ăsta care vine anul rugăciunii. Să începem să ne rugăm lui Dumnezeu să-L căutăm pe Dumnezeu. Nu forțați de programele bisericii, nu forțați de ce știu eu, de rușine, că ce o să zică cineva dacă nu te duci. Și să ai inima aceea să-L cauți tu personal pe Dumnezeu. Adevărul să caută deliberat din propria ta inițiativă. Și în al patrulea rând, adevărul se caută în mod foarte specific. Magii aceștia știau exact despre ce este vorba. Este un prunc nou născut care este împăratul împăraților și domnul domnilor. El trebuie să-l găsească să se închine înaintea lui. Corect. Nu așteaptă nimic altceva. Nici o altă surpriză. Caută-l pe Hristos. Caută să ai o întâlnire cu Hristos. Nu cauta cine știe ce minuni, ce senzații, ce sentimente, ce, I don't know, ce revelații o să capeți. Să ai o întâlnire personală cu Hristos, să se întâmple ceva cu viața ta. Caută-L în mod specific. Ar trebui să facem o, o, ordine în viața noastră de rugăciune și să începem să ne rugăm specific. Doamne, binecuvântează-mă! Nu? Cred că și Dumnezeu zice, mă, oare ce vrea ăsta Domnule să-i dau, nu? Mașină, bani, să fie mai deștept, mai frumos, ce vrea ăsta Domnule, nu? Spune ceva specific, concret. Caut adevărul în mod specific. În al doilea rând, înțelepții găsesc adevărul. Înțelepții caut adevărul și înțelepții găsesc adevărul. Nu contează cât durează, nu contează ce sacrificii, nu contează cât de departe trebuie să te duci, nu contează cât de, cât de mare cheltuială, ce riscuri implică această căutare, de ei se duc și găsesc adevărul. Nu abandonează, nu abandonează. Oh, noi când vedem câte o stea din aceasta prin care Dumnezeu ne vorbește, așa o întâmpinăm cu frică nu? Ca Irod s-a tulburat, ne tulbură. Wow, oare ce o să fie? Alții suntem indiferenți, ca evrei și preoții, nu? În Bethlehem sigur că da. Dar asta nu are nimic de a face cu noi. Magii, când văd o stea, nu mai pot de bucurie. Când Dumnezeu îți vorbește, când Dumnezeu te invită, când steaua lui Dumnezeu îți transmite că adevărul poate fi cunoscut, adevărul trebuie găsit, atunci fi înțelept și caută adevărul. Și adevărul acesta este darul pe care ți-l a dat Dumnezeu în Iisus Hristos. Ce au găsit oamenii aceștia? Au găsit un prunc înfășat în scutece și s-au închinat înaintea lui. Au găsit pe pruncul Iisus, darul lui Dumnezeu. Trebuie să recunoști acest dar pe care Dumnezeu ți-l dă. În al doilea rând trebuie să îl primești acest dar care ți-l dă Dumnezeu. Și în al treilea rând darul acela trebuie păstrat. Să nu-l schimbi cu nimic altceva în lumea aceasta. Caută darul care ți s-a dat Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu la acest Crăciun. Recunoaște-l, recunoaște-l. Primește-l cu bucurie și păstrează-l pentru restul vieții tale. Un al treilea lucru care vreau să îl menționez este că oamenii înțelepți sunt transformați de adevărul pe care ei îl găsesc. Ei caută adevărul, găsesc adevărul și adevărul îi transformă, îi schimbă pe acești oameni, îi schimbă radical. Înțelepții găsesc adevărul și se lasă transformați de acest adevăr, schimbați de acest adevăr. Au intrat în casă, l-au văzut pe Iisus, s-au închinat, i-au adus daruri, s-au bucurat nespus de mult că au putut să se închine și să dăruiască Mântuitorului și apoi au primit o revelație specială. Nu mai umblați pe același drum. Întoarceți-vă acasă pe un alt drum după ce ai cunoscut adevărul, cărarea ta are altă direcție. Drumul tău se schimbă. Nu mai umbli pe unde ai umblat. Am citit de cineva care a fost mare bețiv în viața lui, când s-a întors la Dumnezeu, bineînțeles, a renunțat complet la băutură, dar nu știu cum se făcea că venind de la fabrică, trecea întotdeauna pe stradă unde era bufetul ăla, unde era birtul ăla nenorocit, care a nenorocit viața. Care a... Și atunci a hotărât să-și schimbe traiectoria. Umbla pe altă stradă, cu toate că era mai departe să ajungă acasă. Dar și-a schimbat traiectoria. Unii dintre noi vrem adevărul, îl vrem pe Hristos, dar nu am vrea să ne schimbăm traiectoria. Nu? Am vrea să rămânem, să umblăm pe același drum, pe același cărări. Am vrea să avem aceleași obiceiuri. Am vrea să nu ne ceară Domnul nicio schimbare în viața noastră. E bine, în ziua în care cunoște adevărul, adevărul acesta cere o transformare completă. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, spune apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 5 versetul 17. Aș vrea să ne uităm în final la câteva lucruri despre această transformare pe care o face adevărul în viața noastră, în viața noastră. Primim Odată cu Hristos, darul iertării, ni se iartă păcatele noastre. Suntem eliberați de trecut. Suntem eliberați de trecut. Încă mi-aduc aminte și acum când cineva m-a amenințat care, că o să scrie uh, toate relele din viața mea și le publice. Și am zis, bun, dacă ești interesat, vină la mine că eu știu mult mai multe ca Matale. tale. Eu nu cred că dumneavoastră le știe așa multe rele câte am făcut eu, dar dacă ești interesat de ele, vină la mine că îți dau o listă foarte mare. Dar vreau să-ți mai spun ceva, că pentru toate acestea rele din viața mea a murit Iisus Hristos. Sângele lui a curs la calvar și toate relele astea sunt iertate. Dacă dumneavoastră vrei să le mai cari în spinare, așa să te mai delectezi cu ele, ce le dau, dule. Eu am scăpat de ele de multă vreme. Când vii la Hristos, primești darul acesta, adevărul te face liber, te liberează de trecut, te liberează de păcatele și de amintirile urâte. În al doilea rând, darul acesta are, îți aduce un scop al vieții. Știi pentru ce trăiești în această lume. Primește înțelepciune pentru prezent. Ce mai nenorociți oameni pe care eu îi cunosc sunt oameni care nu știu care este scopul lor pe fața Pământului. Prezentul lor este un dezastru. Este un dezastru. Atâta timp cât știi de ce ești pe fața acestui Pământ, ai liniște. Nu mai ești un om agitat, nu? Uitați-vă, încearcă săracii când încolo, când încoace. România este o treabă care trebuie să dea așa lege. Migrație, zic, partinică. Fug de la un partid la altul, fug de la un partid la altul. Eu cred că oamenii aceștia nu știu care este scopul vieților. Sau au un scop foarte greșit în viața asta. De aceea fac atâtea schimbări și încearcă toate, toate soluțiile, posibile și mai ales imposibile. Capăți înțelepciune pentru prezent, Știi să biruiești greutățile prezentului pentru că știi de ce ești în lumea asta. Ești un ambasador a Dumnezeului atotputernic, a acelui viu în vecii vecilor, în această lume. Reprezinți împărăția lui glorioasă și ai trimitere din partea lui să duci vestea bună că s-a născut Iisus Hristos, Emanuel, Dumnezeu cu noi pentru toată lumea din jurul tău. Asta este scopul măreț pentru care noi trăim. Și apoi, în a treilea rând, darul acesta pe care ne l-a dat Dumnezeu este darul vieții veșnice. Avem speranță pentru viitor. Avem speranță pentru viitor. Acum, cei care ați trecut așa de vreo 60 de ani, cred că au început să vă obișnuiți cu bătrâneți așa. -i? Eu, pe la 50, eram foarte speriat de ea. Acum am obișnuit cu ea deja. Dar găsesc așa mulți oameni la mai în vârstă, speriați Că ce o să se întâmple? Eu vă spun exact ce o să se întâmple. Cel mai frumos lucru posibil care se poate întâmpla. Mă voi întâlni cu Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mă voi duce să-mi primez răsplata uh, credincioșiei care am purtat-o toată viața mea. Asta se va întâmpla. Am o nedejde în viitor. Nu mă tem de bătrânețe, nu? Nu mă tem de moarte? Gândiți-vă la aceste lucruri. Eram într-o biserică din Europa, nu vreau să spun țara că mă rog, măcar de Crăciun trebuie să fim buni, nu-i așa. În timp ce m-am ridicat la învon să predic, cineva mi-a trimis un bilețel în care eram amenințat cu moartea, că Dumnezeu îmi va lua viața și foarte urât era menit scrisoarea aceea să te paralizeze înainte de a vesti Evanghelia, să te sperie, nu? Wow! Să am grijă acum, că dacă mă omoară Dumnezeu aici la învon, nu? O să mor aici la învon. Și am zis, frate, bilețelul ăsta care mi l-ai trimis, am nimerit la o adresă greșită. Eu nu mă tem de moarte deloc. Eu cred că moartea mea este cel mai frumos și minunat lucru, mă întâlnesc cu Domnul Isus Hristos. Nu? Când ai darul acesta primit, viața veșnică, prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce, nu te mai temi de moarte, ai speranță de viitor. The best has to come, ok? Cel mai frumos urmează să vină în viața noastră, în întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Caut adevărul, găsește adevărul și lasă-te transforma de adevăr. Adevărul nu este o teorie, adevărul nu este un postulat, adevărul nu este rezultatul unei formule. Adevărul este o persoană. Și aceasta este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit în această lume. Caută-L, găsește-L și lasă să te schimbe. Lasă-L să te schimbe. Lasă-te transformat de El. Să-ți aducă bucuria iertării în suflet pentru tot trecutul tău. Să-ți aducă un scop al vieții, pentru înțelepciune în prezentul pe care îl trăiești. Și să-ți aducă viața veșnică, speranță în viitorul care urmează, mai frumos ca oricând, întâlnirea cu el. Magi, aceștia s-au întors pe alt drum. Mă întreb, și vreau să te întreb, la câte Crăciunuri ai fost? La câte Crăciunuri ai participat până la vârsta asta? N-ar fi cazul să te întorci pe un alt drum? Mă rog că în seara aceasta să fie o seară întâlnirii tale cu Isus Hristos cu adevărul. Și plecând de aici să te întorci pe un alt drum, să nu mai umbli pe drumul pe care ai umblat. Știi bine că nu-i bun. Știi bine că nu duce nicăieri. Și magii n-au mai dat pe la Irod. Au plecat plin de bucurie pe un alt drum. Îți doresc la acest Crăciun să te întorci pe un alt drum, să schimbi viața, să te lași schimbat de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu care a venit să fie cu mine, cu tine, de azi încolo, pentru restul vieții tale și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Aș vrea să ne ridicăm cu toții în picioare și haideți să încheiem seara aceasta cu rugăciune în comun. Și să ne rugăm ca Domnul Isus, darul lui Dumnezeu care ne l-a dat de Crăciun, adevărul care a venit din cerul, Dumnezeu să ne dea înțelepciune să-L căutăm, să-L găsim și să ne lăsăm transformați de El. Să avem un alt drum, o altă traiectorie începând de azi înainte. Să ne rugăm cu